Bun găsit! Suntem în timpul pascal, în cele 50 de zile de bucurie care urmează învierii Domnului și biserica, precum și organizațiile create în jurul bisericii, marchează această perioadă, acest timp pascal, care ține până la sărbătoarea de Rusalii. Unele dintre organizații oferă inițiative, activități deosebite și de aceea m-am gândit să vă propun să cunoașteți o astfel de organizație, o organizație foarte activă în dieceza de Iași. Este vorba despre Acțiunea Catolică. Nu întâmplător, am două invitate care sunt foarte implicate în activitatea Acțiunii Catolice. Este vorba despre doamna Cristina Mare, care este responsabil diecezan și vine de la Roma, special pentru emisiunea Lumina Creștinului. Bun venit! Și mulțumesc. Celina Dumitru, care este responsabil formativ și ne va spune chiar ea ce înseamnă acest lucru în Acțiunea Catolică. Pentru că telespectatorii noștri poate nu știu ce înseamnă această organizație, haideți să le spunem întâi când a apărut organizația și care este scopul său. Hristos a înviat. Adevărat, a înviat. Și mulțumim că ne-ați invitat la emisiunea dumneavoastră. Cine suntem noi? Acțiunea Catolică este o asociație de laici care se angajează la realizarea scopului apostolic al bisericii într-un mod liber, în formă comunitară și organică și în directă colaborare cu ierarhia bisericii catolice. Cu alte cuvinte, Acțiunea Catolică este o asociație în slujba bisericii, care are misiunea de a forma laici care să-și asume propria responsabilitate în lume, aceea de a fi discipoli misionari în orice timp și în orice loc, acolo unde suntem, la școală, la serviciu, în locurile de distracție, în ambientele în care ne desfășurăm activitatea. Care este rolul Acțiunii Catolice în biserică? Aș porni de la afirmația Papei Pius al XI-lea, cel care a conturat misiunea Acțiunii Catolice. Citez: Acțiunea Catolică nu este altceva decât ajutorul adus de laici la opera apostolică a ierarhiei. Ea a existat de la originile bisericii, luând în prezent o formă nouă, mai bine adaptată timpurilor actuale. Am încheiat citatul. Și încurajați de acest papă, laicii din lumea întreagă s-au organizat în asociații, forme de acțiune catolică. Deci vorbim despre o asociație care există la nivel mondial. Exact, exact. Și prin această formă de acțiune catolică înțelegem orice asociație care are la bază cele patru note caracteristice prevăzute de Conciliul al II-lea din Vatican în documentul Apostolicam Actuositatem, și anume eclezialitatea, laicitatea, organicitatea și strânsa colaborare cu ierarhia. Practic, rolul Acțiunii Catolice este de a fi în slujba bisericii pentru binele lumii. Acesta este și motoul care ne ghidează în toate activitățile noastre. E foarte bine și succint această precizare și foarte important să reținem despre rol. De când putem vorbi despre Acțiunea Catolică în dieceza noastră? Să ne referim la această zonă pe care o acoperiți. În mod oficial, Acțiunea Catolică în dieceza de Iași a luat ființă pe data de 8 decembrie 1992, atunci s-a depus pentru prima dată adeziunea la Acțiunea Catolică. Deci sunt deja 30 de ani. Deja 30 de ani, da. Bineînțeles, a fost o perioadă lungă și înainte de pregătire și mai ales în urma unui schimb de experiență cu un grup de tineri din Acțiunea Catolică din Verona, am prins și noi curaj și am depus pentru prima dată adeziunea. Am pornit atunci la drum cu încurajarea Preasfințitului Petru Gherghel, care ne spunea atunci, citez: este o bucurie că biserica noastră locală dispune acum de posibilitatea de a se prezenta în lume cu noi inițiative,
cu noi forțe și cu un program nou. Este un dar al lui Dumnezeu pentru timpurile noastre. Am încheiat citatul și iată că am ajuns acum la frumoasa vârstă de 30 de ani. E un an jubiliar și mulțumim Domnului și suntem recunoscători pentru toate persoanele, laici și asistenți, care au construit temelia acțiunii catolice pentru ca noi astăzi să putem duce mai departe misiunea ei, încurajați și de îndemnul Sfântului Ioan Paul al II-lea, înaintează în larg acțiunea catolică, trăiește măreția timpului prezent. Noi am intitulat emisiunea de astăzi Săptămâna Spiritualității, pentru că perioada 24 aprilie 1 mai este o astfel de săptămână a spiritualității, dar înainte de a vorbi despre această idee a săptămânilor în cadrul acțiunii catolice, aș vrea să o întreb pe Celina Dumitru, de când e acționară? Este o întrebare dificilă și ușoară în același timp. Asta pentru ca să mai scap de emoții. Da, mulțumesc. De când, cred că de la primele întâlniri pe care le-am avut în cadrul bisericii, la parohia Sfânta Tereza, pentru că acolo am copilărit. De mică, dar mai activă exact din perioada liceului, când am început să mă implic activ în acțiunea catolică și să iau cunoștință cu... Și între timp te-ai implicat și în sensul organizării unor activități alături de colegii tăi. Să vedem ce este acest proiect, să-i spunem, privind săptămâna misiunilor, săptămâna, în cazul nostru, de fapt, săptămâna spiritualității. A fost și săptămâna misiunilor înainte de Paște. Sunt aceste evenimente în măsură să adune comunitatea, să adune membrii, acționari împreună? Care este ideea acestor proiecte? Cu siguranță sunt foarte benefice și acesta este și rolul săptămânilor, de a ne aduna mai mult în jurul lui Hristos. Și în programul anual al acțiunii catolice, noi am gândit, Consiliul Diocezan, pe lângă cursurile de formare pe care le organizăm pentru președinții parohiali, pe lângă cursurile de formare pentru responsabilii sectoarelor copii, tineri și adulți, pe lângă itinerariile spirituale pentru copii și tineri propuse în timpul Adventului și în timpul Postului Mare, sau itinerarul adulților care apare lunar prin glasul acțiunii. Pe lângă toate aceste activități și pe lângă activitățile specifice fiecărui sector, am considerat necesar să inserăm în programul nostru asociativ și aceste săptămâni. Sunt 4 la număr. Și doar un moment în care să rog pe colegii mei să ne ofere secvențe din aceste activități ale acțiunii catolice pentru ca telespectatorii să înțeleagă despre ce e vorba. Vă rog să continuați. Prima săptămână este chiar la începutul anului calendaristic. Săptămâna Păcii am intitulat-o noi și e chiar cu o săptămână înainte de acel moment, acea săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor, tocmai pentru a pregăti mai bine acel moment, când membrii acțiunii catolice sunt îndemnați să citească și să aprofundeze mesajul Sfântului Părinte pentru pace. Apoi urmează săptămâna Carității, care vrea să marcheze timpul liturgic important al Postului Mare. Este chiar la începutul Postului Mare, această săptămână a Carității, când suntem invitați să ne deschidem mai mult inima spre faptele de caritate, căci latura caritativă este una din cele 4 laturi ale asociației noastre. Urmează această săptămână a spiritualității, propusă în acest timp special, în acest timp pascal, când la fel suntem invitați să ne apropiem mai mult de Hristos cel înviat și să fim martori ai învierii, încărcându-ne cu aceste propuneri ale noastre. Și mai avem cea de-a 4-a săptămână, în luna octombrie, zilele acțiunii catolice. Este o săptămână de promovare a asociației noastre.
Și este în săptămâna în care îl comemorăm și pe Sfântul Ioan Paul al II-lea, care este patronul Acțiunii Catolice din România, căci noi suntem sub umbrela Acțiunii Catolice din România, Acțiunea Catolică Onorant din Iași. Patronaj, să spunem, cel al Sfântului Părinte. Aș vrea să o întreb pe Celina, care este rolul său în Acțiunea Catolică? Ce sarcini concrete? De câțiva ani mă ocup de partea formativă. Asta înseamnă de pregătirea materialelor formative, cum ar fi și cea pentru Săptămâna Spiritualității, materiale care ajung în parohii în sprijinul activităților grupurilor parohiale sau în sprijinul pregătirii diferitelor zile de formare pentru sectoare, pentru copii, pentru tineri, adulți. Acolo intervenim unde este nevoie cu idei, propuneri și ce au nevoie pentru ca formarea să ajungă în parohii și la toți membrii Acțiunii Catolice. Mai facem o dată precizarea că sunteți persoane laice, că aveți activități fiecare în locul din care veniți și acestea sunt activități extra-profesionale, să spunem, da, dar în care sunteți foarte implicate. Și revin la săptămâna aceasta a spiritualității și vă întreb cum alegeți temele și de ce o temă care e foarte complexă, aș spune, pacea și armele Evangheliei e tema, nu, pe care ați ales-o. Exact. Suntem o echipă atunci când pregătim materialele și în general ne inspirăm din evenimentele pe care le trăim în aceste zile și ne referim la pacea de care avem nevoie în aceste timpuri. Dar de cele mai multe ori suntem inspirați și de mesajele Sfântului Părinte, Papa Francisc, și de mesajele Preasfințitului Iosif Păuleț. Iar mesajele pe care ni le reamintim, cele din perioada pascală, în care Preasfințitul Iosif menționa că această perioadă de bucurie, cum o numim, de după înviere până la Rusalii, nu e o bucurie sinceră în acest moment, pentru că vedem ce se întâmplă în lume, pentru că suntem afectați, pentru că sunt atâți oameni care suferă, care mor, oameni care au probleme mari și atunci bucuria aceasta nu e deplină. Așa este și această săptămână, prin propunerea ei, vrea tocmai să aducă o oază de bucurie, de speranță, acolo unde se pare că uneori parcă e pierdută, dar cu siguranță nu e pierdută și e foarte importantă pacea, în primul rând, în inima noastră, în familia noastră, în comunitate, în grupul de acțiune catolică, în țară și apoi în lume. Tocmai de aceea am ales această temă sugestivă, pacea. V-ați consultat cum cuvântul a apărut această idee? Cum se întâmplă când alegeți o temă? Vă sfătuiți consiliu, director sau... Exact. Suntem o echipă care ne ocupăm de aceste materiale și în acea perioadă am ascultat mesajul unui papei Francisc la o audiență generală din aprilie, care vorbea tocmai despre aceste arme ale Evangheliei. Deci putem vorbi de arme ale Evangheliei. Exact. Doi termeni aparent foarte contrastanți, pentru că Evanghelia înseamnă liniște, pace, cu sine, cu cei din jur, pe când armele ne duc cu gândul la conflicte. Tocmai pentru că există posibilitatea de a câștiga pacea și gândindu-ne la Evanghelie. De acolo putem extrage aceste arme de care vorbea Papa Francisc. De ce acordați această atenție deosebită vieții spirituale? Și vă întreb pentru că
Săptămâna spiritualității nu doar că sună bine așa ca temă, ci cred că este un reper sau ar trebui să fie un reper nu doar în viața acționarilor, a membrilor acțiunii catolice, ci în viața fiecărui creștin. Exact. Viața spirituală ar trebui să fie pe primul loc în viața oricărui creștin. Asta e de dorit, e idealul spre care visăm, acesta e drumul spre sfințenie. Și tocmai de aceea am insistat în acest timp pascal pe acest aspect al spiritualității și chiar săptămâna spiritualității să fie un popas de suflet, un exercițiu de antrenament spiritual pentru a putea duce mai departe această bucurie a învierii, pentru ca sărbătoarea Paștelui să nu se termine cu a treia zi de Paște sau după săptămâna luminată, ci să continue în fiecare dintre cele 365 de zile dintr-un an. Deci nu numai în cele 50 de exact. Zile de care spuneam la început până la Rusalii. Pe tot parcursul anului și tocmai parcurgând acest material, noi ne dorim ca membrii Acțiunii Catolice să-și ia forța, să-și recapete energiile pentru a putea duce această veste și dincolo de ușa bisericii, pentru că în biserică e totul frumos, e totul plin de viață, dar greul vine după ușa bisericii. Nu credeți că depinde și de noi înșine să facem fiecare zi din cele 365 o astfel de zi, așa cum spuneați? Ideal, ideal așa ar fi. Și depinde, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, de fiecare dintre noi, de cât de mult ne implicăm, cât de mult ne angajăm. Și dacă simțim că aceasta este misiunea și datoria noastră, să ieșim din confortul, să ne ridicăm de pe canapeaua comodității, cum da. Spune Papa Francisc. Probabil se întreabă telespectatorii noștri, în mod concret, ce faceți în această săptămână a spiritualității? Ok, ați ales tema, ați distribuit materiale, ați luat legătura cu membrii Acțiunii Catolice. Ce se întâmplă în mod concret? Ce faceți? Alegerile rămân la latitudinea responsabililor din parohie să aleagă cum să-și organizeze activitatea. Noi oferim material de meditat. Deci e vorba de meditație. Exact. Apoi propunem diferite activități care să susțină această viață spirituală, plecând de la meditarea Cuvântului Domnului, o practică constantă pentru membrii Acțiunii Catolice, apoi diferite rugăciuni, meditarea Misterelor Rozariului, în această perioadă Misterele deci, de Slavă. Deci meditație, rugăciune. Apoi propunem lectură spirituală, diferite cărți, Lecția Divina. Lecția Divina. Destul de îndrăgită. Reculegere? Și momente de reculegere, dacă se pot organiza la nivel parohial sau interparohial. De obicei, aceste momente de reculegere sunt organizate înaintea sărbătorii Paștelui, ca o pregătire da, pentru înviere. Foarte bună această precizare. Alte activități? Chiar am recomandat o carte și da. Nu îi facem reclamă, dar este o carte care se pliază foarte bine cu săptămâna spiritualității. Împacă-te cu tine însuți. Este o carte scrisă de Părintele Nicula în colaborare cu Părintele Francesc Doboș. Un bestseller, cum exact. Se spune, pe da. Care recunosc că l-am comandat chiar seara trecută în dublu exemplar și abia aștept să o parcurg pentru că merită. Ideea aceasta de a fi împreună, ideea de ecumenism, până la urmă e vorba de un singur Dumnezeu, fericirea de a fi împreună mi se pare un câștig pentru ambele biserici, dar mai ales pentru noi cei care parcurgem aceste texte, exact. Așa cred. Doar împreună putem ajunge la scopul final. Că mergând pe același drum, luându-ne de mână, creând poduri și nu ziduri, la fel expresia Papei care a răsunat chiar aici la Iași, la vizita din 2019, o vizită pe care am revăzut-o recent în imagini, desigur,
și care pe mine mă emoționează la fel de mult ca în acel 1 iunie 2019. A fost cu adevărat o binecuvântare, un dar pentru noi toți, în special pentru catolicii din dieceza de Iași. Să spunem că nu au fost doar catolici în fața Palatului Culturii, au fost mii de oameni. Adevărat, dar în Moldova nu ne așteptam să ne viziteze Sfântul Părinte la noi acasă. Ne amintim de vizita celuilalt papă când am mers noi la București. La București, da. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să punctăm așa foarte pe scurt ce urmează să mai inițieze, să organizeze acțiunea catolică. Mă refer la activități, știu eu, mai importante, mai mari, chiar pe o perioadă mai lungă. Ce alte momente sunt în plan? Programul nostru asociativ este dens. Acum se fac înscrieri pentru Caravana Acțiunii Catolice. Sectorul tineri încurajează parohiile să se înscrie la această caravană pentru a putea merge noi în parohia lor. Dacă până acum îi chemam pe ei la cursuri și veneau doar responsabilii sau cei din comitetul parohial, acum ne dorim și chiar s-a dovedit a fi benefică această experiență a caravanei, cum am numit-o noi, să mergem noi în parohii. Și tinerii sunt pregătiți, sectorul tineri este pe baricade, pregătit pentru această caravană. Cum de altfel și adulții sunt încurajați să se alăture acestei inițiative. Spunem că există grupuri pentru tineri, pentru copii, acțiunea catolică, tineri, adulți, copii, fiecare cu specificul vârstei. Dacă în 1992, când a luat naștere, a fost doar sectorul tineri și doar 9 parohii, imediat după 2 ani, în 1994, s-a format și sectorul copii, iar în 1997 s-a alăturat și sectorul adulți, astfel încât acum acțiunea catolică este prezentă în 37 de parohii ale diecezei, cu un număr de aproximativ 1300 de membri pe cele trei sectoare, copii, tineri și adulți, și în cele trei zone, zona Roman, zona Bacău și zona Iași. Da, sunt zonele în care, într-adevăr, comunitatea catolică, vorbesc de Roman și Bacău, comunitatea este foarte puternică, dar și la Iași, unde activează, în special la Iași, activează Celina, e și aici, mai ales în jurul catedralei, o comunitate foarte puternică. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune, pentru aceste lămuriri despre acțiunea catolică și despre ceea ce înseamnă Săptămâna Spiritualității. Mult succes și vă mai așteptăm la TVR Iași. Până data viitoare, toate cele bune!